Salutare tuturor! Astăzi avem aici un Longin, un Gun Metal. Un Longin din anul 1905, conform serialului. Serial care se regăsește atât pe carcasă, în interior, dacă și pe mecanism. La Longin, de obicei, câteva excepții, cele două seriale trebuie să fie identice. Altfel, înseamnă că carcasa este de împrumut sau mecanismul e venit din altă parte. Acest Longin este într-o carcasă gunmetal, după cum se poate vedea, are oarecare patină, dar este în stare bună. Cadra nu are o mică dungă, vedeți, în dreptul cifrei 2, până sub logo-ul Longin. Da? Vedeți, inelul de prindere este aurit, la fel remontorul. La fel și partea aceasta exterioară a bezelului, mă rog, cea de lângă sticlă. Mă rog, e un plexi, cred. Bun, are o care patină, dar și spatele. Nu se vede patina. Doar asta îi dă farmec acestui cesuleț. Bun. E un pinset, după cum se vede. Se poate vedea, dar se poate, se apasă pe acest pin, se ține apăsat acum și apoi se potrivește ora, dar se setează ceasul. Bun. Vedeți, pentru a descrace capul, care această mică buză aici, poate vedea. De obicei recomand să nu prea folosiți obiecte ascuțite decât dacă este nevoie, dar ceva moale, pentru că altfel se poate zgâria carcasa. Da, acest gun metal are farme de se vede serialul. Da, uitați capacul de praf. Are mici părți de rugină. Da. Și să vedem și mai puțin el. Sper să reușesc să îl desfac. Da. Să vedem și mecanismul. Deci serialul acesta 1796503 este serialul care se regăsește și aici. Da, după cum vedeți, acesta este un calibru 1869N. Da, este foarte frumos. Da, uitați, încercăm să mărim un pic. Și focusează. Bun. Ține timpul foarte bine, are câteva secunde abatere, încă nu am făcut revizie. Aceasta este unul foarte frumos și merge foarte bine. Mecanism frumos. Bine, în niciun caz un mecanism rar, dar e un mecanism ce se găsește destul de des pe ceasul de buzunar Longin, însă chiar și așa este un ceas interesant. Bun, cam asta ar fi de spus despre acest Longin, acest Longin în gunmetal, un ceas foarte simpatic, care pică e foarte bine și care e plăcut vederii. Gun metal are câteva zgârieturi, dar altfel pare foarte bine. Aici este un lanț cu fob în argint, cu inserții în email, de plină. Mergem cu fob, după cum se poate vedea. Bun. Băi, asta este ceasul. Vedeți cifre arabe, arătătoare breghe, cadran curat, ceasul e curat altfel.
și în stare bună și merge foarte bine. Mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă!